Confortul termic a fost mai bun, domn primar general. De acord. Eu de când la fiecare ședință vă spun că poate noi am dat prea tare în jos ani precedenți, cine știe. Deci eu v-am spus, sistemul a funcționat corect, noi n-am livrat mai mult decât se poate. Până la urmă, oricum gestionarul la bloc își reglează atât cât este nevoie. Și debitul de azi demonstrează lucrul ăsta, 16.500, comparativ cu 20.000 norma care trebuie să fie. Astfel, dacă anul trecut locuitorii capitalei au achitat în medie câte 22 de lei și 27 de bani pentru un metru pătrat de locuință, în acest an, pentru luna ianuarie, consumatorii vor plăti în medie câte 25 de lei. De exemplu, pentru un apartament cu două camere cu o suprafață de 60 de metri pătrați, factura va fi de 1.500 de lei, iar pentru trei camere de 100 de metri pătrați până la 2.500 de lei. Cei mai mulți locuitori ai capitalei vor achita până la 1.000 de lei, aproape 65.000 de apartamente. Alte 23.000 de familii vor achita facturi de 2.000 de lei.